Coaliția pentru Familie a publicat recent un material video de promovare prin intermediul căruia se încearcă susținerea campaniei demarate în urmă cu aproximativ un an, și anume cea legată de interzicerea căsătoriilor între persoanele de același sex. Până acum s-au strâns 3 milioane de semnături, însă în mediul online sunt voci care spun că cifra nu este una reală. Și mai mult, majoritatea celor care au dat cu subsemnatul nu știu ce anume au semnat. Trei voci pot fi o șoaptă. 300 de voci pot fi o rumoare. 3 milioane de voci sunt un strigăt. Un strigăt firesc, menit să protejeze firescul. Un politician ce ignoră acest strigăt va fi la rândul său ignorat. S-a dus vremea jumătăților de adevăr și ar trebui să fim mult mai clar, mai conciși în ceea ce ne dorim. În ceea ce ne dorim, în primul rând, pentru copiii noștri, că despre asta e vorba. Col cheamă pe tata Ion, pe baba Vasile, este de râsul lumii, este ceva care pe mine m-a impresionat negativ. Deci cam asta e pentru copii, lupta pentru viitorul copiilor noștri. Punct. Clericii romașcani au susținut încă de la început inițiativa demarată de Coaliția pentru Familie. Sociologii, psihologii, factori educaționali vorbesc despre unele devieri. Nu cunosc foarte bine subiectul, n-aș vrea să mă pronunț pe consecințe. Mi se pare că nu e timpul. Adică sper să n-am vreodată ocazia să trebuiască să vorbesc despre consecințe. Deocamdată pot să vă vorbesc despre consecințele unui astfel de demers, demersul aborului susținut și de noi, din calitatea noastră de locuitori ai cetății, locuitori ai comunității. Până la urmă n-ai cum să fii nepăsător atunci când cineva vine și îți propune să faci un bine. Știm că bărbatul este omul rațional, omul mai, să zicem, înclinat spre planuri, pe când femeia este mama, este cea care știe amănuntele, știe lucrurile puse la punct, educația o dă încă din sânul mamei. Deja din sânul mamei se creează o legătură profundă între mamă și copil. Cum ne-am putea gândi că un tot bărbat, chiar dacă are, să zicem, înclinații spre feminism, ar putea să transmită copilului același lucru. Ca de obicei, reporterii Roman TV au solicitat și părerile romașcanilor în legătură cu acest subiect. După cum era de așteptat, părerile sunt împărțite. La momentul de față nu sunt de acord, nu este de acord mai nimeni. Și am observat chiar și în biserici să fac aceste lucruri, deci se semnează. Și cam peste tot s-au interzis acest lucru și nu-i de acord. Cred că nu îi și sunt de părere că ar trebui să privim cu alți ochi persoanele, pentru că nu avem ce să le facem. Dacă vor, nimeni nu-i poate interzice ceva, nu știu eu. Am înțeles, dar hai să presupunem că chestia asta se va legaliza. Vor exista căsătorii între persoane de același sex. Crezi că este ok din punct de vedere moral ca ei să aibă posibilitatea de a adopta un copil sau nu? Nu mi se pare deloc. O să și argumentezi? Nu ar avea, de fapt, poate posibilitatea ar avea sufletește, dar poate se duce la grădiniță cum începe și toți copiii sunt au mamă și tată. Și două persoane să fie ori doi bărbați, ori două femei, chiar nu mi se pare normal. Da, lăsând la o parte aspectul ăsta, există foarte multe voci pe internet care spun în felul următor. Cele 3 milioane de semnături care s-au strâns până acum sunt de fapt venite din partea persoanelor mai în vârstă, care nu prea au habar de modernismul ăsta exagerat, da, să-i zicem. Modernism prea exagerat și trebuie făcut într-un fel încât să-i înțelegem, dar nu în totalitate. Înțeles. Și mai sunt și alte persoane care spun următorul lucru. Un copil înfiat de la un orfelinat, de la o casă de plasament, cu toții știm că instituțiile astea nu oferă de multe ori toate condițiile de dezvoltare și de evoluție a unui copil obișnuit. Vin oameni pe internet și spun că
o familie de homosexual ar putea să-i ofere o situație materială mai bună și o educație mult mai bună decât copilul respectiv ar putea primi într-un orfelinat. Poate cele persoane care au spus sunt chiar ele care fac acest lucru, iar eu nu sunt de acord. Cei de la Coaliția pentru Familie, în ideea că căsătoriile între persoanele gay s-ar legaliza și la noi, vor să mai interzică un lucru, posibilitatea ca un astfel de cuplu să adopte un copil. Ce spuneți de treaba asta? Dacă copilul a rămas orfan, n-are mamă și tată, a fost un accident, sau a murit părinții, dar sunt de acord să-l adopteze. Dar așa când tu îl naști, îl duci la containerul de gunoi și îl arunci într-o pungă acolo, nu-s de acord. Adică mi se pare o chestie anormală să te căsătorești cu aceeași, o persoană de același sex. Poate în afară este permis, sunt state în care este. Da, bineînțeles, știu, însă mi se pare o tâmpenie. Adică o tâmpenie poate unora le convine, însă nu mi se pare normal. Okay. Adică nu putem deforma lumea doar pentru că câteva persoane vor să căsătorească cu cineva de același sex. Două persoane care formează un cuplu, un astfel de cuplu, vor vrea să adopte un copil. Este evident că o să fie puși în imposibilitatea de a crea un copil pe căi naturale. Crezi că e ok ca ei să poată adopta un copil sau nu? Da, de ce nu? Dacă își doresc un copil și... Da. Uite, am stat de vorbă cu mai mulți oameni înaintea ta și mulți spun că acel copil nu ar primi o educație adecvată. Eu zic că... Ba da. Alții spun că acel copil scos din orfelinat ar avea o situație materială mult mai bună, o educație mult mai bună și o posibilitatea de a evolua și de a se dezvolta mult mai frumos decât într-o casă de plasament sau într-un orfelinat. Da. Deci, până la urmă, libertatea primează din punctul tău de vedere. Bineînțeles. Concluzionăm că România este o țară destul de conservatoare și, spre deosebire de statele în care căsătoriile între persoanele de același sex s-au legalizat deja, la noi nu există încă o opoziție bine definită care să combată ideile și acțiunile grupărilor homofobe. Pe de altă parte, în Rusia, legislația interzice cu desăvârșire orice manifestare homosexuală, existând chiar grupări neonaționaliste care ar fi în stare de orice pentru a stopa acest curent.